Bună ziua, dragi prieteni, și bun găsit la o nouă emisiune De ce citim. Astăzi continuăm seria emisiunilor interesante în care avem alături oameni care reușesc în domenii diferite, oameni care încearcă să schimbe România în fiecare zi. Cei mai mulți dintre ei și cei care ajung la De ce citim o și schimbă prin ceea ce fac. Bineînțeles, nu întotdeauna ei caută o notorietate sau nu caută să arate public faptul că reușesc câte un metru de bine în fiecare zi, cum spunea o mare actriță. Astfel că astăzi avem alături o invitată care a venit tocmai din Transilvania, din prea frumoasa Transilvanie, să ne fie alături la De ce citim. O să vă spun câteva pasaje pe scurt din CV-ul ei, pentru că dacă aș face o prezentare extinsă, ar dura prea mult și am luat din lucrurile frumoase pe care vrem să le discutăm. Este licențiată în drept și psihologie, îmi place să mă laud că la fel ca și mine, trainer în soft skills, speaker, mediator, curator TEDx, specialist în branding, specialist în comunicare politică și event manager și psihoterapeut în formare sau în devenire, cum îi place să spună. La prima vedere pare un amalgam de specializări, în realitate este vorba despre un parcurs profesional în care a lucrat cu emoția, comportamentul și etica profesională. Aceste elemente sunt componente esențiale în comunicare, este de părere invitata mea de astăzi, în comunicarea organizațională, instituțională și chiar culturală. Este omul care militează pentru asumarea activă a caracterului binar al activității profesionale. Competențele de tip hard și soft sunt combinate în tot ceea ce face, în abordarea pe care o are. Îi spun bun venit Giliei Crina la De ce citim. Bine te-am găsit, Flavius, mulțumesc tare mult că m-ai invitat. Mă onorează foarte tare să fiu alături de tine aici. Mă bucur, Crina, și mă bucur să te revăd. În primul rând, cred că Bucureștiul nu te-a speriat foarte tare. E un oraș zilele astea așa mai aglomerat și mai posac. Cum ai resimțit revenirea în capitală? Ne-am mai întâlnit, ca să fiu sinceră, eu și Bucureștiul. Ce-i drept de cele mai multe ori profesional. Dar nu mint, de fiecare dată când vin la București este oarecum o șansă pentru mine să mă repoziționez, să mă calibrez, să știi senzația aia când ai un pas în spate și vezi privirea de ansamblu. Ei bine, din punct de vedere profesional pentru mine, fiecare venire aici, când sunt acasă, sunt așa, mă simt în vârtej, în haosul meu. Ei bine, când trebuie să vin aici la București, parcă este pentru mine un proces de reflexie profesională în care spun ok, hai să vedem ce ai făcut tu acolo în Transilvania ta. Iar când vin aici trebuie să pun totul în perspectivă sau în aplicare. Să fim și mai specifici, este vorba de orașul Alba Iulia în care locuiești. Cealaltă capitală. Da, cealaltă capitală, cum se mai numește. Ești adepta ideii că se dă ora exactă la București sau la Cluj sau la Alba Iulia? Cum vezi lucrurile în sensul ăsta? Foarte greu de spus în ziua de astăzi unde se dă ora exactă. Din punctul meu de vedere, ora exactă se dă în modul în care privim lucrurile și în atitudinea noastră. Și o să vedem pe parcursul acestei emisiuni că ora exactă se mai dă apropo de atitudine și în percepție. Ora exactă este un fenomen, nu este un loc neapărat. Abia aștept să ne explici, mi-era dor de o întâlnire cu tine, de câte ori ne vedeam, discutam psihologie, pentru că a făcut întâmplarea să avem așa, să facem dreptul, după care să facem psihologie și culmea la licență să studiem narcisismul. Că de asta am și ales tema de astăzi împreună cu tine, narcisismul și succesul politic. Și o temă care nu a fost abordată până acum la De ce citim, îți mărturisesc. Abia aștept să vedem ce ne vei spune, pentru că sunt sigur că ai o mulțime de lucruri interesante de spus. Mai întâi, Crina, cum ți-a venit ideea asta? Adică de unde până unde ai zis, mă, ia să studiez narcisismul și succesul politic? Că o să spun și eu după aceea cum am făcut cu narcisismul și cu încrederea în sine și pe rețelele de socializare, pe Facebook. Mișto și această corelație. Dar la mine să zicem că a fost mai ușor, că m-am uitat pe Facebook, vedeam că toată lumea își făcea selfie și am zis, bă, ia să-i studiez eu pe ăștia un pic. Dar da. La tine, narcisism și succes politic.
Mai a fost o chestie de conjunctură contextuală 100%. Aș vrea să am un răspuns mai, mai inteligent decât atât și mai studiat, dar asta a fost adevărul la mine. Eram în facultate, în ultimul an de facultate, și într-un fel sau altul lucram în zona politică, făceam și consultanță, era an electoral. Și studiind cele două și observând apoi în jobul meu de zi cu zi, mi-am dat seama că este un subiect, evident că nu este o idee personală, acest lucru a mai fost studiat, n-a mai fost studiat în România. Și a mai avut un avantaj. Aparent, pandemia a creat foarte multe dezavantaje, dar a avut și avantajele ei. Pentru mine personal, în acest context, cu privire la acest studiu, licența a trebuit dată online, iar aplicabilitatea ei a fost imposibilă din cauza pandemiei și a regulilor pe care a trebuit să le respectăm, astfel încât am avut ocazia sau șansa să abordez un astfel de subiect. Chiar mi-au spus profesorii că dacă ar fi trebuit să aplic acest design metodologic pe această temă, mi-ar fi fost imposibil să am această lucrare de licență, acest subiect. Iată și că atunci, ai reușit. Cumva pandemia mi-a dat voie să intru în această zonă, pentru că, într-adevăr, un astfel de subiect are limite foarte, foarte mari să fie aplicat în realitate. Hai să explicăm puțin, Crina, pentru oamenii care se uită la noi, ce înseamnă narcisismul ăsta, bată-l-vina, că toată lumea îl definește în diferite feluri. Unii spun dragoste de sine, alții care se specializează își dau seama că sunt mai multe tipuri sau măcar două, unul mai patologic, altul așa mai bun, în ghilimele. E bun, e rău, ce înseamnă de fapt? Cum i-a explicat unui copil care deja începe să înțeleagă? Da. Eu l-aș lua etapizat, da? Să o luăm așa. La început, se știa despre narcisism sau noi, la nivel de cunoștințe de civilie, să-i spun așa, cunoșteam sau numeam narcisism o persoană superficială, da? Dacă te uiți foarte mult în oglindă, dacă ești foarte atent și te interesează cu precădere aspectul tău fizic și așa mai departe, acolo ai fi catalogat ca fiind narcisicul. După care am mai primit niște informații. Am început să catalogăm narcisistul ca fiind o persoană dezagreabilă. Nesimțitul, cum mai pe românește, da? Și e cam deci, egoistul, omul care nu ține cont de ceilalți, egocentrist și așa mai departe. Evident că dacă ne apropiem un pic mai mult de știință, deja ajungem și la personalitatea narcisică sau trăsături narcisice. Aici, evident, în funcție de paradigma din care vrem să privim, există mai multe subdivizii. Cel mai popular este cel în care avem narcisismul grandios, cel foarte vizibil, și cel covert sau vulnerabil, da? Care este mai greu de sesizat. Evident, dacă mergem și mai departe, în zona patologică, acolo putem discuta de tulburarea de tip narcisică, care este extrem de rară. Undeva la 1% din populație se regăsește acolo. Deci vorbim de etape, ca să putem să înțelegem când vorbim de narcisism. Este într-adevăr un subiect în psihologie foarte greu de grasp, cum se spune în română, de pus mâna pe el și pus punctul pe ei. Încă se studiază, pentru că este atât de rafinat această tipologie, nu m-aș duce neapărat în tulburare, este atât de rafinată și este foarte greu de studiat. Asta este paradoxul, pentru că în cabinet vin foarte, foarte, foarte rar narcisicii. Și atunci este foarte greu să găsești elemente comune ca să poți să definești 100%. Și sunt foarte buni manipulatori, și atunci este, dacă nu ești un terapeut cu foarte mare experiență în acest domeniu, nu prea-i faci față. Au o grămadă de calități, cum ar zice ei despre da, ei. Da. Și apropo de aspectul ăsta, el știe narcisistul că e narcisist? Nu. Nu știe, nu? Nu. Și nu-i pasă. Adică se gândește... Da, cred că bine spui. Mai degrabă nu-i pasă și apoi nu știe, înțelegi? Da. Nu.
Și cum ce ai zis? Ce ai vrut să urmărești când te-ai gândit la teză? Ai zis, mă, ia să văd, în primul rând, cum ai dimensionat succesul politic. Aș fi curios. Din punctul meu de vedere, succesul politic înseamnă să reușești să ajungi pe o funcție publică, să ai cel puțin un mandat într-o funcție publică aleasă. Asta am definit eu și așa mi-am conturat cercetarea. Am fost foarte atentă să fac o foarte mare diferență între succesul politic și performanța politică. Succesul politic, așa cum l-am văzut eu în designul meu de cercetare, înseamnă deja să fii ales. Și după cum am observat în studiile pe care le-am studiat în acest proces, narcisismul este extrem de benefic în această fază, pentru a ajunge să fii ales. Zona patologică, care poate să devină un aspect negativ, vine în procesul de după. Deci partea, mie mi-este foarte greu să gândesc binar când vine vorba de aspectul ăsta, între bine și rău în psihologie. Da, e mai greu. E mai greu, dar dacă e să o luăm așa, partea periculoasă, pentru binele social, pentru că din această perspectivă m-am gândit să abordez această temă, vine întotdeauna în performanța politică. Performanța politică, din punctul meu de vedere, apare după ce ai fost ales. Dacă apare. Spunem dacă ești de acord. Da, sunt de acord și mă gândeam în timp ce spuneai la liderii noștri, la foștii șefi de stat din 50 până în zilele noastre. Dacă ai identificat vreo personalitate narcisică, mă gândeam, uite, îți dau un exemplu din memorie, că tot studiez acum prin niște ziare la bibliotecă. Gheorghiu Dej era super popular, mergea pe stradă, pe Calea Victoriei, n-avea bodyguards sau poate avea unul și ăla stătea undeva la distanță, îl oprea lumea să-l cheme la meci la rapid și așa. Erau alte vremuri, într-adevăr, dar oricum era după război, era șeful statului popular. Ceaușescu a venit după aceea, s-a dezis de tot ce fusese înainte, a redevenit și el popular, a căutat o anumită dragoste a celorlalți, a zis, uite, nu a fost bine ce s-a întâmplat cu poșcările comuniste, așa. După care au venit alții, după Ceaușescu a venit Iliescu, pe Iliescu a venit Constantinescu, care a zis că dacă ajunge el șef de stat, lasă locul regelui, că asta a fost la un moment dat. Și ajungem iarăși la Iliescu, după care la Băsescu și la domnul Iohannis. Am zis domnul pentru că e în funcție, destul deja sunt oarecum istorie. Cum îi vezi? Cum ți se pare așa ca lider și dacă ai găsit elemente narcisice la personalități? Să știi că întrebarea asta este, o înțeleg, o apreciez, dar este foarte dificilă să fie comentată de o persoană ca și mine. De ce? Pentru că un psiholog nu poate absolut niciodată să comenteze, mai ales într-un cadru public, dar nu este etic, în primul și în primul rând, și moral poate că aici aș mai avea niște discuții, dar etic, în primul și în primul rând, noi nu putem da astfel de, din perspectiva cunoștințelor și a profesiei noastre, să spunem, da, aș putea să încadrez pe cutare la această tulburare de personalitate sau la în zona de narcisism. De ce? Pentru că noi lucrăm cu măsurători, cu instrumente și poate că un profiler ți-ar putea răspunde mult mai bine la, nu că mai bine, dar poate mai confortabil din perspectiva asta. Am vrut să profit de prezența ta și să aflu mai multe, că știu că ești pricepută și ceea ce pot să comentez și cu mare drag și interes este că ai tras o concluzie foarte bună. Faptul că această tendință lor de a se alia cu nevoia poporului, asta este paradoxul narcisicilor. Faptul că ei, prin definiție, nu au empatie. Deci sunt incapabili de a avea acest sentiment. Însă au altceva foarte interesant. O empatie învățată. O empatie cognitivă, să-i spun așa. În care sunt, narcisicii sunt foarte buni observatori. Extrem de buni observatori. Înțeleg, dar prin cogniție, printr-un antrenament. Nu înțeleg la nivel emoțional. Înțeleg foarte bine masele și le este foarte ușor să se adapteze, atâta vreme cât au un scop legat de acest proces de adaptare. Deci sunt capabili să renunțe la o identitate proprie, care poate însemna ceva, pentru a-și atinge un anumit scop. E adevărat că
discutând între o campanie politică și trăsături de personalitate, este foarte greu să facem diferența unde este construcție și unde este trăsătură de tip narcisic. Pentru că până la urmă, că asta e frumusețea subiectului, până la urmă, foarte multe din abilitățile politice, da? De political skills, așa cum le cunoaștem, se suprapun într-o formă sau alta pe anumite trăsături narcisice. Și aici apare această, cum să zic, corelație, care evident că la nivel logic și de analiză face sens și e cât se poate de pozitivă și funcțională, însă dacă e să vorbim din prisma eticii și a metodologiei, îmi rezerv să spun că este doar o analiză pe care noi o facem acum aici. Da, și comentăm, nu punem etichete, verdicte, adică ne întrebăm și noi cum au stat lucrurile în evoluția asta a leadership-ului politic din punctul acesta de vedere. Adică, să fac o glumă, vrei să zici că Băse n-a fost empatic atunci când a zis dragă Stolo și când a plâns, că unii tot fac mișto, poate omul fi plâns pe bune. Poate fi plâns pe bune. Dacă nu, dacă ar fi o persoană narcisică, ar fi un act care este tipic. Tipic și foarte bine studiat. L-am mai văzut plângând, e adevărat, pe Băsescu și tot așa în momente de răscruce. Și, bun, să zicem că ai funcțiile astea care au puternică nuanță și componentă psihologică și ești consilierul unui politician. Poate în Statele Unite, poate în România, nu știu, poate la un moment dat ne explici și diferența asta, că foarte mulți comentează faptul că vin specialiști americani în campanii electorale și se izbesc aici de un alt zid, de o altă mentalitate. Cum regăsești? Și după aia mă întorc la ideea asta cu ce ai face într-o situație dacă. Întrebarea rămâne asta? Da, rămâne asta cu de ce crezi că eșuează? Ai adus și o carte pe care dacă vrei o și prezentăm, mă întind după ea, că mi-e familiară și mie, Psihologia poporului român, de Daniel David, în prezent rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, profesor de psihologie și de științe cognitive clinice la Universitatea Babeș-Bolyai și multe alte specializări are domnul David, pe care îl apreciem foarte mult și noi. Să o înapoiez, dacă vrei să o prezinți un pic, Crina, dar înainte de asta răspunde-ne la întrebarea. Să știi că, uite, ai avut o intuiție foarte bună și se leagă foarte tare. Cartea asta, în special, m-am tot gândit, mi-ai spus să vin de acasă cu câte cărți îmi doresc și aveam de unde alege. Aveam de unde alege, însă am stat și m-am gândit foarte mult la intenția pe care o am, atât eu cât și tu, cu discuția de astăzi. Și e bine că avem o intenție în spate. Absolut. Probabil că dincolo de a înțelege narcisismul, dincolo de a înțelege succesul politic, este imperios necesar să începem de la firul ierbii. Adică putem noi să discutăm cât de mult vrem noi și cât de deștept vrem noi la această masă, dacă nu înțelegem unde este... Aș fi tentată să spun problema, dar de fapt se numește realitate. Și pleacă de aici, de la Psihologia poporului român. Este singurul studiu făcut pe poporul român. Este o reabordare și un upgrade, dacă vrei, la un singur studiu care s-a făcut în 1906, cred că. 46 sau 45. Dacă te referi la Vulcănescu, care a mai studiat și el și a mai studiat Dumitru Drăghicescu în 1906. Exact. Da. Că eu sunt fascinat de cartea, e una dintre preferatele. Eu cu anii nu mă pricep, dar aici am ajuns tu. Ideea este că a trecut foarte mult timp de la cartea lui David până la... Deci te referi la Drăghicescu. Exact. Că a mai fost o carte, am discutat chiar cu Daniel David, că știți, am povestit, ducându-l cu mașina la gară după o conferință la Universitatea București și mi-a zis, cartea lui Drăghicescu și așa și pe da, zice, și aceea și mai are una Vulcănescu, care, după cum știm, a murit în închisoare la Iud, una din somitățile culturii române. Da, asta este, o să căutăm și pe aceea, nici eu n-am aprofundat-o pe aceea. Așa, Crina, zi. Așa că această carte o recomand atât celor care activează în politică, cât și celor care este la fel de actuală și necesară, cât și celor care sfătuiesc oamenii politici, dar
din punctul meu de vedere, este imperios necesar ca orice om care votează sau are un anumit interes să fie conștient, ca să nu zic să studieze neapărat, dar să fie conștient de modul în care noi funcționăm și de factorii socioculturali care ne afectează gândirea pe cât de critic o credem noi că este de fapt. Deci există un element de influențare acolo și o să înțeleagă mult mai mult din cartea și studiul făcut de domnul Daniel David. Ce concluzii ți-au rămas așa în minte din studiul pe care l-a făcut Daniel David cu privire la felul de a fi al poporului român? Mi s-a părut foarte interesant diferența. Bine, el face studiul în comparație cu alte popoare. Evident că, apropo de întrebarea pe care mi-ai adresat-o tu, luăm extremele. Adică ne comparăm cu Statele Unite, da? Pentru că, într-un fel sau altul, avem și această credință limitativă că acolo se dă, cum ai întrebat, ora exactă. Da, licuriciu și alte expresii. Și atunci, probabil că este o tendință a tuturor de a ne compara cu ceea ce nu este ca noi. Și aici vine studiul domnului Daniel David, care ne arată cât de departe suntem, sau nu neapărat departe, dar cât de diferiți. Ce m-a frapat pe mine foarte tare este că încă suntem în zona de și cu mentalitatea colectivistă. Și dacă e să... În ce sens? Poți să o explici un pic dacă e colectivist? Adică... Da, foarte interesant. În ceea ce privește leadership-ul, în raport cu Statele Unite, unde avem era individualismului, da, și totul este despre mine, despre eu, și acolo este un atu, într-o societate colectivistă este percepută ca aroganță. Și ca să-ți dau un exemplu, să rămânem în temă, dacă în Statele Unite modul în care se lansează o campanie, da, deci vine un politician și spune: eu vreau să candidez, eu vreau această funcție. Eu consider că mă pricep, am elemente, dispun de toate elemente, de timp, de skills-uri, de tot ce trebuie, și votați-mă pentru că îmi doresc să fac această schimbare și pot să fac această schimbare. Ei bine, dacă ne întoarcem în România, dacă avem un astfel de politician care își anunță candidatura într-un astfel de mod, se consideră a fi arogant. Poate chiar narcisic, îl putem foarte ușor pune în această zonă. Într-o societate colectivistă, o lansare de campanie sună cam așa: eu nu vreau să fiu șeful. Dragilor, eu nu vreau să fiu șeful, dar dacă voi vreți, mă sacrific de dragul vostru. Da. Cam așa sună. Și e ipocrită, practic. Evident. Și e ipocrită, și hai să nu ne mințim, și în zona cealaltă. Adică poți să spui tu că ai toate skills-urile din lume. Nu înseamnă că este așa. Eu vorbesc strict de modul în care comunicăm și modul în care percepem. Într-o societate de tip american, aceste inițiative, această atenție cu privire la propria persoană este luată ca un atu, ca un semn de putere, de skills-uri, de a fi capabil să. În România, o astfel de inițiativă este pedepsită. Este, hai, poate nu chiar pedepsită, dar este judecată ca fiind aroganță. Și atunci, într-o societate de tip colectivist, trebuie să ai acordul majorității ca să poți să mergi mai departe. Asta mi s-a părut foarte interesant și asta e o concluzie pe care am folosit-o. Da, și cumva se împletește cu narcisismul, care cumva are o nuanță mai individuală, care se extrage. Și atunci de asta e interesant de aflat dacă noi avem narcisiști sau firi narcisice în politica românească, pentru că dacă fie sunt mult mai bine camuflate sau cumva sunt mai diminuate. Că am și zis că vorbim de niște, dăm și niște exemple din Statele Unite, dacă vrei, Trump, mi l-ai pomenit într-o discuție, sau actualul lider al Ucrainei, de ce nu, Zelenski. Poți să ne faci și o radiografie așa cum sunt percepuți ei la nivelul grupurilor din care fac parte, dar și la nivel internațional, cum crezi că sunt văzuți? Acum sunt percepuți la nivelul grupurilor din care fac parte, mi-ar plăcea să știu, dar evident ți se că pare nu... că au suport real, adică cei din
spatele lor se simt reprezentați sau îi susțin din alte interese, nu știu. Ca să nu intrăm nici în teme prea diferite. Se simt reprezentați și eu acum și ca specialist în branding, că am aceste două ceea ce e foarte important. Paliere pe care merg, pot să vând elemente foarte bine, foarte bine lucrate, cel puțin în ceea ce îl privește pe Zelenski. Încercând să mă detașez de tot ce înseamnă partea asta pătimașă și emoțională de, legată de ceea ce se întâmplă, am încercat să fiu un pic atentă și la modul în care se conturează în acest context el ca și personalitate politică. Și văd elemente foarte strategice și foarte bine evidențiate. Adică am înțeles încă de la început și pare un lucru banal, de foarte multe ori și cu clienții mei când discut aspectul ăsta, de cele mai multe ori nu mă iau în serios la început. Haideți să discutăm strict, dar strict de vestimentația domnului Zelenski în toate aparițiile lui media. Păi îmbrăcat în soldat, nu? Sau? La un an de la începerea războiului am înțeles la început. La început a avut un impact emoțional, la nivel de percepție, dacă vrei, extrem de puternic în momentul în care l-ai văzut în tranșee, îmbrăcat exact, adică l-ai văzut pe cel care militează. Este foarte interesant, bineînțeles a fost un aspect de conjunctură. Îl credem că în acel moment s-a aflat acolo. Am văzut că s-a aflat acolo. Însă luând după aceea toate aparițiile lui de după, vedem că omul și-a dat seama că un asemenea dezavantaj poate fi și un avantaj și în orice situație un dezavantaj poate fi și un avantaj, n-aș vrea să judec partea asta, însă se vede lucrat acest aspect. Inclusiv vizita de ieri a președintelui Biden, dacă nu știu câte lume a fost atentă la partea asta, dar eu fiind de profesie m-am uitat, Biden era îmbrăcat în costum, așa cum se îmbracă un lider de stat într-o vizită oficială. Soția lui Zelenski era îmbrăcată deloc casual, deci era în ton cu evenimentul, însă el insistă să rămână în aceeași zonă. Imaginea lui transmite foarte, foarte multe din punctul ăsta de vedere. În ce sens? Dă-ne, explică-ne, ne transmite că el e sub asediu, că se bate, că... Și nouă ne va intra asta în inconștient. Este apărătorul. Și nici nu ne mai pasă că draghează ei canalul Bâstre, că noi ne uităm la combinezon. Aici putem să ne ducem în zona de arhetipuri a lui Jung. Arhetipurile lui Jung se folosesc foarte mult în comunicarea politică. Și nu numai, se folosesc și în comunicarea comercială foarte mult. Și dacă e să-i dăm crezare 100%, foarte mulți specialiști lucrează cu asta. Iar el s-a încadrat pe zona de erou și nu iasă din acest arhetip și își o duce în fiecare interacțiune pe care o are și eu preconizez că o să mai vedem foarte mult cel puțin această uniformă a lui Zelenski și dacă se încheie războiul. Exact asta voiam să întreb, că dacă se încheie războiul, vezi, purtându-o în continuare ca Yasser Arafat, liderul palestinian, care era tot îmbrăcat în militar, așa, în stare este de război. Este arhetipul eroului, celui care ne salvează și odată ce ți-ai luat și ai avut și ocazia să demonstrezi cumva calitatea asta, eu personal nici măcar nu l-aș sfătui să iasă din ea. Adică asta ți este zona și ce am observat, nu știu dacă ai făcut o analiză, într-un an de zile de când a început războiul și el a devenit acest erou mondial și a făcut acest avatar, da? Că trăim în lumea avatarelor, cred că observi că inclusiv, ca să vezi cât de adânc merge chestia asta, inclusiv în magazine, și în modul în care se îmbracă tinerii, deja parcă afinitatea spre un kaki este din ce în ce mai mare și o vezi tot mai des. Da, și am înțeles că se și vinde respectiva bluză, deci începe să fie productivă. Deci ca să-ți dai seama cât de adânc merge în subconștientul oamenilor o comunicare care aparent este atât de puerilă să analizăm modul în care se îmbracă Zelenski. Nu e deloc, pentru că e o stare de război. Noi am și făcut emisiune aici, ne-am poziționat, bineînțeles, de partea celor oprimați și mai ales că s-a considerat că acel război a cam pornit oarecum inutil, că
nu era un motiv pur și simplu de a ataca o țară. Au fost tot felul de concluzii care s-au tras și la această emisiune, în sens favorabil liderului despre care ai vorbit, sau măcar țării lui, pentru că și la noi părerile sunt împărțite. Nu toată lumea îl simpatizează pe Zelenski în România, dar majoritatea oamenilor sunt împotriva războiului. Adică dacă ar fi să facem ca sociologii defalcat, ar ieși un studiu interesant. Uh-huh. Că suntem în proporție covârșitoare împotriva războiului în general, da. În proporție de 98%, dau uh-huh. un exemplu, împotriva agresiunii Rusiei în Ucraina, după care la vreo 50% ne place de Zelenski, dintre români la 50 nu, sau 60, nu, sunt împărțite. Oricum nu toată lumea îl iubește ca lider, dar asta nu înseamnă că nu suntem de partea celor mai mici și mai loviți în momentele astea. Crina, să trecem la o temă, în aceeași temă, dar la o altă întrebare legată de narcisism. Ce s-ar putea face? Se vindecă, nu se vindecă această maladie? Întrebarea de 1000 de puncte. Da. Se poate ține sub control. Uh-huh. Ama depinde despre ce vorbim, despre trăsături sau despre patologie. Păi hai să vorbim pe scară largă, că patologia într-adevăr... Patologie nu m-aș duce, este foarte rară. Din ce mi-aduc aminte, era ceva și de la Lacan și mai erau niște studii din care reieșea că narcisii cu profunzimea lui ar avea în experiența lui o lipsă de dragoste din partea părinților, din ce mi-aduc aminte. Mm-hmm. Așa. Că dacă îmi reciteam teza, puneam acum niște întrebări dificile, dar eu zic că mai bine discutăm să înțeleagă toată exact. Lumea. Da, și eu încerc să mă duc de că doar nu de ne-am întâlnit la de... școală. Da. Suntem aici la De ce citim și discutăm relaxat și chiar vrem să stârnim. Că ăsta e scopul acestei emisiuni, de a stârni cititul pe o anumită temă sau alta, în speță pe narcisism. Deci vine un om în cabine și zice, eu spun cum am pățit la teza mea. Era mai simplu pentru că s-au făcut niște studii și reieșea că cei care își fac selfie de mai mult de 4 ori pe zi cumva au o patologie narcisică. Da. Și atunci eu am numărat selfie-urile și după am aplicat chestionare respectivelor persoane. Uh-huh. Și bineînțeles, este grupul de control și cu celălalt grup de, n-am un lapsus acum, le-am comparat și până la urmă am făcut un studiu, zic eu, interesant. Și într-adevăr se confirma că respectivele persoane aveau o propensiune narcisică, dar nu se confirmase neapărat că scade stima de sine. Că domnul profesor Mincu, pe care l-am avut eu coordonator, mi-a și spus să... facem în așa fel încât să măsurăm și eterna stima de sine. Adică dacă studiezi psihologie, nu-ți măsori stima de sine, degeaba te duci la facultatea de psihologie. Da. Și așa ieșise. La tine cum a fost? Mai dă-ne detalii așa din construcția lucrării. Din punctul meu de vedere, stima de sine a narcisicilor este într-adevăr ca și cauză, dacă ne raportăm la cauză, într-adevăr, această patologie și aceste trăsături vin dintr-o stimă de sine redusă. Vin din traume din copilărie. Și atunci acest comportament e, până la urmă, aceste trăsături vin ca o metodă de a se adapta, de a acoperi durerea, astfel încât se disociază atât de mult de zona asta, încât devine așa covârșitoare. Da, a crește stima de sine a unui narcisic este o condiție sine qua non. Deci ei pentru asta trăiesc. Asta este misiunea vieții lor și niciodată nu va fi de ajuns. Asta este tipic narcisiștilor, pentru că oricât de mult ai încerca să le aduci recunoaștere, să-și atingă scopurile, niciodată nu va fi de ajuns. Și vor mai mult, mai mult, mai mult și acesta este ritmul în care ei vor călători, dacă nu au parte de psihoterapie, va fi ritmul în care vor călători toată viața lor. Știi că era și mitul lui Narcis, care se uita, se îndrăgostise de el și l-a dus practic la moarte, chestia asta, că s-a tot privit în oglinda apei până a căzut și a murit. Apropo de asta, scuze-mă că te întrerup.
ca să se înțeleagă puțin, povesteam înainte să înceapă emisiunea diferența între narcisism și dragostea de sine. Deci nu stima de sine, dragostea de sine. Da. De cele mai multe ori se definește ca fiind narcisism o dragoste de sine. Însă nu poate fi sub nicio formă pus sub același nivel. De ce? Ca să vin cu o metaforă să se înțeleagă diferența, aș prefera să exemplific așa. Și mulțumesc că mi-a adus aminte de mitul lui Narcis, pentru că asta mă ajută. Narcisismul este o îndrăgostire de sine. Și dacă e să putem să reflectăm puțin la modul în care și noi, ca și oameni, ne comportăm în momentul în care suntem îndrăgostiți la început de relație și după aceea modul în care evoluează lucrurile și ajungem la dragostea aceea care este stabilă, este în îndrăgosteală, să-i spun așa, suntem foarte maniaci. Avem momente, suntem exacerbat, parcă nu mai gândim foarte logic, ni se pare totul posibil, proiectăm obsesiv. Tot felul, da. Deci comportamentul nostru este oarecum, simțurile sunt duse la extrem. Deviaționist, ca să facem o glumă. Este și uneori o dăm și în bară, adică asta e viața. Da, și deci se leagă cumva cei care au făcut mitul. Iar dragostea de sine este acea relație de lungă durată care și-a găsit echilibrul, care se acceptă necondiționat, cu bune, cu rele, care nu încearcă să demonstreze nimic. Foarte, foarte bună nuanța și observație. Aceasta este dragostea de sine. Narcisismul este îndrăgostirea de sine și a fi în această stare permanent este, din punctul meu de vedere, extrem de obositor, așa gândesc eu. Da. Este extrem de accelerat și de vivace și de... Așa vor fi ei toată viața. În spatele unor asemenea persoane narcisice, eu încerc să găsesc empatie aici, pentru că ajung la burnout, foarte mulți dintre ei ajung la burnout, ajung la depresie și, bineînțeles, există această comorbiditate cu alte patologii care pot duce, și aici deja ne ducem în tulburare, în destine tragice. Păi, am văzut cazuri extreme, multă lume a râs și au zis, băi, ce fraieri sunt ăștia, știi, care își făceau selfie pe margini de prăpăstii și așa, ei vreau să surprindă. Unii ar zice, bă, era prea frumos peisajul și voiau să-l surprindă. Dar nu, ei voiau să se surprindă în ipostazia în care n-au mai fost mulți. Pe marginea respectivei prăpăstii și vedeai că este și pe TikTok sau nu mai știu, un filmulesc cum cad, mor și așa mai departe. Deci, apropo de tot de mitul lui Narcis, că și el cădea. Pentru ei e foarte important să fie tot unic. De la un selfie. Să fie unic, să fie primul, este esențial. Da, e interesant. Și cu ce mai corelează, cum se zice în psihologie? Adică în ce te duce narcisismul? Ce altă hibă ar mai fi legată de el imediată? Asta cu încrederea în sine e cumva ca o consecință? Mă gândeam... Acum mă întreb de simptome? Da. Ce ar mai apărea pe lângă el? De fenomenologie, da, ok. Păi în primul rând, după cum spuneam, un sentiment de grandiozitate foarte mărit, egocentrism, lipsă de empatie. Aici aș sublinia foarte, foarte tare, pentru că, sau revin după cele, dar rămân un pic aici. Lipsa de empatie specifică narcisicilor, care duce aproape, seamănă spre psihopatie. De fapt, care este problema cu narcisicii? Narcisicii nu suferă niciodată. Realmente ei nu suferă, nu au tristețe decât atunci când sunt răniți în ego propriu. Însă tristețea lor comportamental se traduce prin agresivitate și umilință. Problema cu narcisicii este că victima, spre deosebire de orice altă tipologie de personalitate, victima nu este el. Dacă vorbim despre depresie, anxietate și așa mai departe, vorbim despre funcționalitatea proprie. Până la urmă, omul care este în această tipologie sau în această tulburare suferă. Are un aspect al vieții lui care nu funcționează. Ei bine, în cazul narcisicilor, de cele mai multe ori, cei care suferă sunt cei din jurul. Victimele acestei tulburări sunt întotdeauna cei conexi.
individului. Din nu mediul el, lui, apropiat. Din mediul lui. Da. Și de aceea lipsa de empatie, apropo de motivul pentru care mi-am ales această temă, are un risc social foarte, foarte mare. Pentru că vor face orice. Și aici chiar avem studiul lui Sawyer, în care s-a dus un pic mai în America. Revenim că așa la noi nu s-a făcut. Farul nostru când le audite. Exact. În care a existat această corelație puternică și semnificativă între motivația pe care o au și abilitățile politice, însă la nivel de aceeași intensitate a reieșit abilitatea și ușurința cu care se fac compromisuri și neetice. Deci, la nivel de corupție, avem exact aceleași măsurători și același procent sau performanță. Deci, avem aceeași performanță, atât la a ajunge și a fi plăcut și a fi ales și la toate abilitățile politice, care sunt egale cu activitățile de corupție. Da. Și mai erau și niște studii din care reieșea că n-ar fi foarte buni șefi, chiar dacă sunt aleși de multe ori în diverse funcții sau cei angajați la diverse interviuri. Sunt cei mai toxici șefi. A avea un șef care suferă de, hai să nu mai zic suferă, dar care are trăsături de narcisism, sunt persoanele acelea cu siguranță vor dobândi ele la rândul lor tot felul de tulburări. Este un mediu extrem de toxic. Da, suferă și nu știu unii. Suferă și nu știu de ce. Da, că nu suportă. Dar ei pot și contamina pe alții, sau asta e o chestie interioară a fiecărui. Adică un narcisic poate deveni model pentru ceilalți și uite, avea o șefă narcisică, are o subordonată cu o stimă de sine mai scăzută, dar încă nu foarte narcisică. Se poate lua, adică să devine că interesant. Dacă se ia narcisismul? Da. Pe cuvântul meu, dacă m-am gândit vreodată. Vezi, la de ce citim? Mulțumesc, Flaviu! Să devine un fel de model pentru cineva care are o stimă de sine mai. Probabil că pentru cineva cu o stimă de sine foarte scăzută, orice devine model. Știi? Cum să zic, evident că orice lucru pe lumea asta se poate copia, dar nu putem spune că se ia, pentru că asta presupune o stimă de sine joasă care vine din traumă. Cunoscând toate lucrurile care țin de narcisism, știm că e o chestie foarte personală. În schimb, fenomenologia comportamentală care este indusă de acest tip de personalitate poate fi într-adevăr copiată. Asta nu înseamnă că dacă ne comportăm sau mimăm anumite comportamente specifice narcisicului, ne încadrăm efectiv, personalitatea noastră se schimbă și ajungem dintr-un, nu știu, o persoană timidă într-o persoană foarte extrovertă. Aici vine într-adevăr trainerul și coachul soft skills, care te poate ajuta să înveți, să mimezi anumite abilități care țin, nu sunt de natura ta, dar îți sunt necesare în parcursul tău profesional. Povestește-ne și despre soft skills și despre unlearning, după aceea, că sunt concepte cumva noi, zilele noastre, pentru nișă sunt foarte cunoscute, poate, dar pentru publicul ar nu sunt atât de cunoscute. Păi, abilitățile de tip soft nu au, tot așa, de la prietenii noștri americani le-am... N-au traducere? Nu au traducere în limba română. Abilități mai delicate sau, să le zicem, cum le-ai traduce? Delicate nu, sunt nicio formă mai delicate. Dă-mi niște exemple. Sunt abilitățile care țin de inteligența intrapersonală, interpersonală. Deci, tot inteligent și emoțională. Evident, da. O foarte mare parte dintre ele țin și se încadrează în acest domeniu de inteligență emoțională. Și aici, ca să vin cu câteva exemple concrete, vorbim de munca în echipă, vorbim de abilitățile de comunicare, abilități de autopromovare, gestionarea, managementul timpului, managementul emoțiilor, apropo că vorbim de o persoană narcisică, care știm că în momentul în care percep cel mai mic atac
în orgoliu personal, își pierd cumpătul și atunci au nevoie de persoane cu această calificare care să învețe mecanisme astfel încât să nu se piardă cu firea. Bănuiesc aici la DC News, în studioul vostru, ar fi un studiu de caz foarte interesant și aveți exemple suficiente astfel încât să observați cine reușește să-și țină în frâu emoțiile astfel încât să-și ducă mesajul mai departe, pentru că de cele mai multe ori, indiferent de profesia la care ne referim, zona emoțională ne împiedică mai mult decât orice context. Da, tare de tot ce ne spui și ne face să ne gândim și chiar să te mai invităm la emisiuni viitoare să discutăm și mai specific. Și unlearning? Unlearning, da. Dezvățarea pe românești. Deci acum eu l-am orice învăț are și dezvăț. Așa. Da. Orice învăț are și dezvăț și e musai cu dezvățul, pentru că fără dezvăț nu se poate învăța. Deci dacă am năravuri de tot felul, scheme de gândire greșite și așa, încep să mă dezvăț de ele. Exact. Și există pentru a exista evoluție, aici poate fi pe orice plan, trebuie să accept că există niște elemente de care trebuie să mă dezvăț. Dar problema, chichița, cum îmi place mie să spun, în acest domeniu, trăim într-o societate în care a te răzgândi este o problemă. Nu acceptăm ideea, mai ales dacă ești și o persoană publică. Recent am pățit, am fost atacat când m-am răzgândit într-o situație. Da, ai văzut? Da. A te răzgândi înseamnă în primul rând, sau nu, este un semn că postez când e critică, este un semn de evoluție. Că ai învățat, că ai primit informație nouă, că ești deschis la informație nouă și că, sau poate pur și simplu ești într-un alt context sau efectiv contextul s-a schimbat. A te răzgândi este de fapt o unealtă soft extrem de importantă pentru evoluție și maturitatea noastră. Însă în societatea în care trăim, cu precăderea în cazul persoanelor publice, a te răzgândi este o crimă. Așa o percepem public, o crimă. Mai mult decât atât, apropo de dezvățare, a ne răzgândi sau a ne schimba o anumită credință presupune automat că ceea ce a fost în trecut este greșit. Ceea ce este foarte departe de adevăr. Ceea ce ai știut sau ceea ce ai făcut sau modul în care operaționai era bun, adevărat și coerent într-un anumit context. În momentul în care tu ai trecut la o nouă etapă, evident că trebuie să existe un alt mecanism de a gândi, de a funcționa, de unlearning pentru a... Și aici dau un exemplu foarte simplu. Un manager care ajunge în poziție de leader nu mai poate funcționa la nivel de skills-uri, acum vorbim de hard skills, de competență. Efectiv, fișa postului presupune altceva. Ok, având în vedere că avem fișa postului, se schimbă, aia ne este ușor să o schimbăm. Băi, pur și simplu astăzi trebuie să fac aia, nu mai fac aia. Dar modul în care gândim, dacă intri în zona de leadership cu o gândire de micromanagement, care îți vine din zona de management, o să fii total depășit și nu vei reuși să-ți faci misiunea pe care o ai, care înseamnă să inspiri. Ca și lider trebuie să inspiri, ca și manager trebuie să coordonezi și trebuie să existe și acest declic psihologic, cognitiv și intenționat de unlearning în momentul în care te muți dintr-o zonă în cealaltă și să începem să vorbim despre asta astfel încât să creăm o zonă în care este acceptabil să te răzgândești. Da. Venind înspre emisiune, m-am gândit la o vorbă pe care a spus-o criminologul Tudorel Butoi la un moment dat. Zicea domnia sa că România a devenit o societate de oprimați și de opresori. Și îți dau exemplu. În tramvai, că la emisiune îmi place să vin cu tramvaiul 41 care mă duce direct, linie, o doamnă vorbea la telefon cu altcineva și se plângea că s-a săturat de șefa care o tot călărea. Ăsta era termenul. Și spunea, nu, o să rezist, o să fiu tare. Pe cuvântul meu de onoare că mutându-mă mai încolo unde am găsit un loc liber, o altă persoană spunea, nu mai suport. A zis că nu ne dă concediu, că ne taie zilele de lucru, nu știu ce. A zis că n-aud bine, bă, zic, sunt într-un film. Iar când am coborât, zic, uite, în sfârșit, cineva nu mai vorbește despre muncă și despre probleme de muncă. Și doi IT-iști, sigur, au trecut pe lângă mine razant și zice unul, bă, nu vor ăștia să angajeze că vor să țină de bani
și că mai bine ne mai dau nouă un leu în plus decât să aducă pe altcineva nu știu ce. Deci toată societatea și raporturile de muncă, și chiar aș vrea, Crina, să te rog să comentezi aspectul ăsta, e înțesat de stres, e înțesată de stres societatea și de probleme pe care ni le facem unii altora. Cum vezi lucrul ăsta? Mă rogi să rămân în temă sau? Da, deci tot în conceptul de dezvăț, unlearning, adică vin șefi nepotriviți sau ce se întâmplă? Păi în primul rând constat că vin șefi cu o mentalitate culturală diferită. Deci deja avem acest import de, mai ales în zona corporate, un import de persoane care au trăit în alte culturi sau format în alte culturi și nu reușesc să găsească balansul și modul de a comunica pe o gândire tipic românească. De fapt, și aici iar fac referire la cartea domnului David, tindem să uităm chestia asta. Chiar dacă avem impresia că trăim într-o societate care se globalizează, că purtăm aceleași haine, că conducem aceleași mașini, că dintr-o dată orașul nostru arată, începe să arate ca cele de afară și avem și cinematograf, avem și nu știu, totuși mintea și psihicul colectiv și inconștientul colectiv nu e atât de ușor să se globalizeze precum ne globalizăm noi prin obiectele pe care le folosim și circumstanțele și mediul nostru. Și aici eu cred că este gap-ul ăla, știi, prăpastia pe care o trecem cu vederea. În primul și primul rând, ăsta este firul ierbii, cum place mie să-i spun. După care plecăm în cealaltă zonă. Tot apropo de narcisism, ca să dansezi tango e nevoie de doi. În general, orice persoană narcisică, sau hai să nu-i spunem narcisică, dar autoritară, sever, are nevoie de cineva în raport cu care să-și exercite aceste trăsături, da? Întotdeauna victima, pe care tinde să zică că nu sunt eu de vină, o gândire și o personalitate codependentă va alege să meargă întotdeauna înspre, să migreze înspre un narcisic. Și într-adevăr și narcisicul are tendința să meargă înspre. Dar aici este paradoxul, pentru că la modul în care noi gândim ca societate în România, suntem o societate care s-a dezvoltat într-un fel codependent. Te întreb pe tine, care ai studiat drept, psihologie și așa mai departe, dacă ai avea să ai fi nevoie să alegi între o victimă, pe care o vezi că e victimă, declară că e victimă, că e foarte oprimată și suprimată din foarte multe puncte de vedere, și un om care arată foarte multă încredere în sine. Bă, eu pot. Nu mă întreba cum. Eu pot, eu sunt puternic, niciunul nu e ca mine. Cu cine te duce la război? Păi, din reflex te duci cu cel mai puternic, pentru că aici am mai dus în tema cealaltă de la licență, unde am studiat bullying-ul. Da. Și, într-adevăr, atât agresorul cât și victima au o anumită suferință interioară, iarăși cauze multiple și așa mai departe. De multe ori agresorul le are, adică în cele mai multe situații, mult mai puternice decât victima. Cumva victima, poți să zici că e doar slabă sau se pliază pe un tipar. Dar să zicem într-un mediu mai clean, ca să folosim termeni, într-un mediu mai curat, respectiva victimă poate ar avea o viață normală. Ei, în societatea noastră agresivă, cel cu probleme psihice, să o spunem direct, devine un catalizator, devine agresorul care dă ritmul orașului, ritmul vieții. Uite, îți dau un exemplu. Oameni care au făcut școala de șoferi și au învățat regulile clar, au mers la început, cum se zice, cu mămăliga în geam, foarte cu minți, au respectat roșu de la semafor, au semnalizat, în vreo 6 luni, un an, doi, ajung zbirii orașului și îi agresează pe cei care au fost ca ei sau care urmează să fie ca ei când îi întâlnesc în trafic. Deci cum se explică asta la nivel de societate? Păi o spune Darwin, dacă bine ți amintești. Monstru după monstru, așa s-a creat noua normă socială. Da. Până la urmă este vorba de fenotip, este vorba de... Rămân în temă, se discuta dacă narcisismul este moștenit sau dobândit. Studiile arată că este 50-50 și este valabil în orice. Deci există și gena,
ne naștem cu anumite predispoziții, însă mediul dictează modul în care activăm sau nu activăm aceste predispoziții. Da, pe și exact ce ziceam cu... Într-o societate ca România, colectivistă, întotdeauna schimbarea vine de sus în jos. Nu funcționează de jos în sus. Și atunci, atâta vreme cât nu suntem mai atenți cu privire, și aici nu mă duc neapărat în politică, deși din punctul meu de vedere este esențial în politică, dar inclusiv ceea ce promovăm la nivel cultural ca și modele, dacă nu există un shift și o trezire, cum le place americanilor să le spună, și o responsabilitate a celor care se află în aceste poziții înspre a face schimbările înspre o zonă mai puțin agresivă, cum ai spus tu, nu o să putem. Adică oricât de treziți am fi, sau cel puțin dacă pleacă la nivel individual, va trebui o foarte mare perioadă de timp ca să se vadă efectiv schimbările. Deci se aplică proverbele noastre românești cu peștele de la cap se împute și toate, că de acolo, în mod normal, e interesantă tema și poate la o altă emisiune o să discutăm de ce nu se implică, nu știu, oameni din domeniul academic în politică, de pildă. E mediul total nepotrivit pentru ei, predomină tipologii pe care ei nu le pot agrea și practic nu se pot manifesta și atunci nu mai au suport. Și tot așa mergem într-o zonă în care ajungem singur la concluzia, mă, nu se implică pentru că oricum nu-i ascultă nimeni. Exact. Cum să ne apropiem de final, Crina, ce alt dezvăț național așa ne domină și ne ține într-o stare mai precară și ar trebui să scăpăm de el? Ce obicei, pardon, să-l ducem în zonă de dezvăț? Păi aș fi tentată și să-mi fie iertat, în primul rând, ideea de a căuta noi, a fi mult mai atenți la modul în care noi trăim, simțim și gândim, asistat sau nu, egal, a citi mult mai mult, pentru că există această prejudecată că dacă mergi la psihoterapie și începi să faci, de obicei ajungem la psihoterapie doar în momentele acute, când ne doare rău și nu mai funcționăm. Ideal ar fi să ne dezvățăm de această idee și să ne învățăm că putem face pași pentru noi, apropo că suntem la emisiunea De ce citim, există foarte multă literatură în acest sens, în care ne oferă spațiu de reflexie despre cum gândim și cum simțim. E interesant, pentru că trăind în anumite bule, fiecare, sunt zone în care oamenii spun, uite domne, bibliotecile sunt pline, inclusiv Biblioteca Centrală Universitară e plină, uneori nu se găsesc locuri. Dar în alte zone, abandonul școlar e în floare și oamenii n-au bani să-și mai țină copiii la școală. Am văzut că se fac eforturi guvernamentale, indiferent de culoarea guvernului, în sensul ăsta de a face cumva să se continue liceul și așa mai departe. Societatea suferă de problemele astea oarecum adâncă înrădăcinate ale abordării educaționale. Cum vezi programul ăsta România Educată, cum ți se pare? Apucat să te uiți pe el? Trebuie să recunosc că nu. Nu este o zonă pe care să fie avut. Acum eu sunt și mămică și am fost în primii 2 ani de mămicie și, sinceră să fiu, nu prea îți permite timpul să fii la curent cu lucrurile astea. Că unii l-au criticat, unii l-au lăudat, mă rog. Ceea ce pot eu să spun din experiența proprie, am încercat să introduc și să creez eu personal un program de soft skills și inteligență emoțională, nu în școli, dar oferit și structurat special pentru adolescenți. Deci eu m-am raportat la elevii de liceu și studenți. Ce am observat eu? Că există un foarte mare apetit în acest sens. Însă, factorul decizional înspre a participa la un astfel de curs, evident că aparține părintelui. Și ca observație, acum că sunt și eu în zona mămiciei și am observat zona asta, s-a creat o pandemie, să spun. Eu așa o și numesc, pandemia mămiciei pentru primii 2 ani la copil. Deci mamele intră într-o frenezie din asta, citim de la toate etapele de dezvoltare, inteligență emoțională, tot ce ține astfel încât primii 2 ani, pentru că știm că sunt foarte importanți,
până la nivel de sacrificiu personal să ne ducem în a crește copilul ca la carte. Însă în momentul în care ajung în zona de adolescenței, sunt abandonați total, total. Îi înțeleg, poate și obosit, dar zona aceasta este copilul gata, e mare, nu mă mai interesează. Sau nu mă mai uit la aspectul ăsta, se poate descurca singur. Însă, ce țin să menționez este că această etapă de adolescență, mai ales cu privire la zona de inteligență emoțională, este biologic exact la fel ca primii 3 ani din viață. Dacă în primii 3 ani din viață avem o dezvoltare și etape de dezvoltare neuronală, aici avem aceleași etape de dezvoltare, doar că este la nivel hormonal. Și atunci, lipsa de, greutatea emoțională pe care trece adolescentul este exact la fel de mare ca a bebelușului care plânge, doar că adolescentul plânge în interior. Așa este, este o mare similitudine între cele două etape de viață. Puțin înțeleg asta și încep să dea cu tigaia în cap adolescentului pe care îl blamează sau îl etichetează în toate felurile. Da. Mulțumesc că ai fost în această emisiune, Crina, și pentru efortul pe care l-ai făcut de a veni de la Alba Iulia să vorbim despre narcisism, despre unlearning / dezvăț de proaste obiceiuri și despre soft skills, și te felicit pentru tot ce faci. Mulțumesc. Îți doresc succes în noile proiecte și te mai așteptăm la De ce citim. Mulțumesc mult, Flaviu. Ești una dintre persoanele cu care îmi face cel mai mult plăcere să vorbesc pe astfel de subiecte și mi-era dor. Mă bucur și îți mulțumesc și eu, dragi prieteni. Mulțumim pentru că ați fost din nou alături de noi. A fost Gilia Crina, o tot mai puternică, cum să o numesc, personalitate în domeniul acesta, soft skills, unlearning, și multe alte abilități care ne sunt necesare în secolul 21. Tuturor vă mulțumim pentru că urmăriți emisiunea De ce citim, echipei tehnice, mulțumiri lui Daniel Dincă, mulțumiri lui Valeriu Barbu de la Radio Vocativ pentru că preia emisiunea duminica seara de la ora 19. O să vă invit să ne ascultați și la radio duminica seara de la 19, când ratați emisiunea sau nu, să vedeți, se aude foarte interesant. Și chiar m-am îndrăgostit, ca să fac o glumă, de mine la un moment dat și de invitații mei, auzindu-i la radio. Tuturor o sâmbătă cât mai frumoasă, la revedere!